Gata, am printat proiectelul. Unul dintre cele două proiecte propuse pentru primărie. Astăzi va ajunge pe masa lor și nu va mai fi un secret pentru nimeni ce am propus eu și Răzvan. Iată, este vorba despre Strada Artiștilor. Un proiect pentru primăria sectorului 1. O să vă spun eu despre ce este vorba, dar cred că v-ați prins. Atât avem. 3 pagini. Simplu și la obiect. Dar rețineți citatul acesta. Gata. L-am împachetat frumos. Și acum mergem spre primărie. De data asta nu mai e Răzvan cu mine, care are puțină treabă. Dar poate că e mai bine așa. Că nu mai comentează că sunt îmbrăcată iar cu chestii aturnânde. Nu înțelege el moda mea. Dar eu vă repet, nu haina face pe om, nu mai fiți disperați după țoale. În fine, hai să revenim la proiectele noastre frumoase, Strada Artiștilor. V-ați prins despre ce este vorba, nu? Dacă ați fost vreodată prin Paris, prin Praga, prin Roma, Veneția și multe altele, cu siguranță ați văzut artiști care stau pe stradă și fac ce știu ei să facă mai bine. Și cam asta vreau eu să obțin și pentru noi. Noi, bucureștenii. Și merg la sectorul 1. O să vă explic de ce. Pentru că doamna primăriță nu este româncă și înțelege foarte bine acest concept. De-aia n-a trebuit să scriu decât 3 pagini și prima pagină, mă rog, eu cu o poză, deci practic 2 pagini. O să înțeleagă. De-aia mă duc la cineva care înțelege despre ce vorbesc. Sper. Adică, de înțeles, sigur înțelege. Dar să vedem dacă va fi și de acord cu această propunere. Gata. Am ajuns. Recunoașteți intrarea? Hai să vedem ce se poate întâmpla. Gata, n-am putut filma înăuntru pentru că am avut mâinile ocupate. A trebuit să scriu și o cerere de mână ca să însoțească proiectul, dar am primit număr de înregistrare și Strada Artiștilor va ajunge în mâinile celor care se ocupă de partea de cultură. Ia să vă arăt înregistrarea. Ta-da-da-da-da. Hai, baftă! Pauză de țigară. Că respirăm mai bine. Am uitat să vă spun ceva. Doamnele de acolo, de la primărie, au fost foarte drăguțe. Am învățat un cuvânt nou, ăsta cu registratură. De la registru vine, probabil. Sau când înregistrezi ceva. Mă rog, i-ar fi zis înregistratură. Dar nu contează. Ideea e că au fost drăguțe și că mai a fost o chestie simpatică. Se întreba una pe cealaltă unde să duc acest proiect, cu cine să vorbească, cui să-l plaseze. Ceea ce mă face să mă gândesc la faptul că nu prea au avut parte de astfel de propuneri. Și ne-au ținut minte. A, ai venit săptămâna trecută cu colegă tău. Da, hai să vedem. Eu sper că va ajunge pe mâini bune proiectul și că vom primi și aprobare. Ar fi bine pentru noi toți.